Știre electorală de promovare. Laurențiu Nistor, candidatul PSD pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Hunedoara, și-a stabilit prioritățile pe care va pune accent încă de la preluarea mandatului obținut în 2020. Conștient că județul are nevoie de o schimbare în bine, Laurențiu Nistor a găsit și soluția prin care să poată pune în mișcare mecanismul care să aducă și schimbarea în bine în viața hunedorenilor. Fondurile europene. În nici 4 ani, 1 miliard de euro au intrat în visteria județului pentru finanțarea proiectelor depuse de Consiliul Județean. Pe de altă parte, Laurențiu Nistor le arată obrazul contracandidaților care, în campanie, se promovează folosindu-se de promisiuni nerealiste. Din 2020, de când am obținut mandatul de președinte, mi-am propus 3 lucruri. Am spus foarte clar. Pe primul loc, sănătatea. Pe locul 2, educația. Pe locul 3, infrastructura. Și mai departe, încă vreo 20 de puncte, dar n-are rost să le amintesc pe toate. În momentul în care, pe primul loc, ai pus sănătatea, asta înseamnă că te interesează soarta cetățenilor, te interesează despre modul în care cetățenii pot să-și verifice sănătatea lor și iată că am demonstrat din plin că putem face așa ceva. Avem convingerea că județul Hunedoara poate, cu foarte clar că poate, să se schimbe radical. Dacă ne aud pe unii spun că vreau să candidez la președinția Consiliului Județean, principalul contracandidat, să fie clar și cu aia, că vreau să aduc tineri acasă. Și eu vreau să-i aduc. Dar cu ce motive să-i aduc acasă? Are președintele Consiliului Județean în buzunar bani să le ofere să vină înapoi? O să nu vorbim prostii, trebuie să ne gândim bine ce scoatem pe gură și trebuie să ne gândim bine ce promitem. Niciodată n-am promis și nu voi promite ceea ce nu pot să fac. Vă mulțumesc, Doamne ajută, ceea ce facem, dragii mei, facem doar pentru cetățenii județului Hunedoara. Da, recunosc că fac campanie electorală de 4 ani. De când m-am ales cetățenii din județul Hunedoara președinte, m-am apucat de campanie electorală a 2-a zi. Și nu termin până când termin mandatul. Și pur mă voi continua în continuare. Asta e viața. Când faci treabă, lumea te alege.